Nu-și doresc vacanțe luxoase și nici măcar foi de odihnă în sanatoriile naționale. S-ar mulțumi doar cu un venit care le-ar permite un cămin călduros, facturi achitate la timp și produse alimentare diversificate. Vorbim despre locuitorii din nordul țării care au spus că pentru a-și asigura strictul necesar au nevoie de un salariu de cel puțin 10.000 de lei sau un venit al familiei nu mai mic de 20.000 de lei. Stara taka pogovorka bula, nu, sovietska, щоб ти жил, ну, прокляття, щоб ти жил на одну зарплату. Moldovenilor nu le mai arde a bogăție, e de ajuns să nu intre în datorii. Asta au spus bălțenii. Minimum 10.000, хотя бы была в сельской местности, а в городе еще больше должна быть. Только коммунальные услуги сколько вам стоят? Конечно, больше нужно. По 10.000 de lei не ajunge. Comunale și încă pentru niște pastile și cred că 10.000 de lei ne ajunge. Eu sunt pensionară, eu mă pot folosi și de mai puțin, dar la tineri le trebuie mai jos, nu mai jos de 10.000. Undeva 5-6.000 trebuie la fiecare să aibă. Asta cel puțin, cu 2.000, cu 3.000, nu prea, dar mai ales dacă rămâne unul singur, acela nu se descurcă. Plus minus 80.000 de lei. La odihnă, acolo trebuie de mai din gros. Trebuie până la 1.000 de euro. Pe la 12, 14, așa știți, dar ești tineri de 18 care știți să trăiesc la cămin, care au copii mici, care, dar mie nu e nici salariu, nici unii lucrași. Pandemia asta, știți, ne-o strâns. Car 15.000 de lei. Un trai pentru să alimenteze și să... Facturile? Facturile, da. Atât. Maca, cel puțin 10.000. Pe mâncare, pe îmbrăcăminte, pe trai. Считайте, если услуги только снимают, забирают где-то около 3-4 тысяч, это плюс еще питание, плюс я думаю, не меньше 15, точно. Potrivit oamenilor, în țara noastră deocamdată sunt puține locuri de muncă unde cetățenii ar putea primi un salariu mai mare de 10.000 de lei. Да даже той помощник воспитателя, извините, 36 детей и за 3.500 – это тоже большая работа. Noi cu stagiu și ajungem la cu studii superioare și ajung la 10.000, dar 8.000 le primesc aceia, dar tinerii... Cu greu. De exemplu, eu am lucrat la o fabrică de cabluri. Pe foaie era scris 6.000, am prindem 3.000. De că la cam la așa o fabrică ar trebui să prindească un muncitor cel puțin 15.000 de lei. Tot e distrus, tot economia e zero la noi. Și nu avem de unde așa zărplată să prinească lucrătorul. În țara noastră nu prea este unde de lucrat. Nu prea este unde de lucrat. Numai în bancuri. Salariul mediu lunar pe economie pentru anul 2022 aprobat prin hotărârea guvernului este de 9.900 de lei. Asta în timp ce o bună parte din populația țării spune că nu înregistrează așa venit.